Persoanele depresive de pildă, se pot simți inutile și împăvărătoare, dar și suferinde. Aceasta le face să se retragă din interacțiunile cu prietenii și familia. Retragerea le face pe persoanele depresive tot mai singuratice și mai izolate, existând posibilitatea ca sentimentele de inutilitate și povară să sporească. Apoi se vor retrage și mai mult în ritmul acesta, depresia se amplifică ca într-o spirală. Autorul spune că a avut mulți clienți care au reușit să reducă nivelul anxietății la cote normale doar pentru că și-au reglat orarul de somn și nu au mai sărit peste micul dejun. Cei mai mulți dintre bărbați nu întrunesc standardele femeilor. Acesta este motivul pentru care femeile care folosesc o platformă online de întâlniri Consideră că 85% dintre utilizatorii masculini prezintă o atractivitate sub medie. Oricât de bun ai fi în ceva și oricum ți-ai califica realizările, întotdeauna se va găsi cineva în comparație cu care să te simți incompetent. Dacă vocea internă te face să te îndoiești de valoarea strădaniilor tale, a vieții tale sau a veții în general, poate că n-ar trebui să o mai asculți. Pentru început, să spunem că nu există doar un singur joc la care să ai succes sau să dai greș. Există multe jocuri, ba chiar multe jocuri bune. Meseria de avocat e un joc bun, la fel și cea de instalator, medic, templar sau învățător. Lumea îi permite ființei să se manifeste în multe feluri. Dacă nu reușești din prima, mai poți încerca. Poți alege ceva mai pe măsura amestecului tău unic de puncte forte, slăbiciuni și circumstanțe. Mai mult, dacă schimbarea jocului nu funcționează, poți oricând inventa unul nou. Am văzut recent o emisiune de divertisment, spune Jordan Peterson, în care un mim și-a acoperit gura cu o bandă izolatoare și a făcut niște lucruri care cu mânuși de bucătărie. A fost ceva neașteptat, ceva original, pentru el părea să funcționeze. Nu te teme că dacă gândești ceva, vei și pune în practică acel lucru. O pierdere cântărește mai greu decât un câștig de același calibru. Durerea este mai puternică decât plăcerea, iar anxietatea e mai puternică decât speranța. Durerea ne rănește, astfel încât nu vom putea repeta acțiunile care ne-au adus prejudicii personale sau o izolare socială. Căci singurătatea este și ea, tehnic vorbind, tot o formă de durere. Anxietatea ne face să stăm la distanță de oamenii și locurile potențial periculoase astfel încât să nu fim nevoiți să simțim durerea. Toate aceste emoții trebuie echilibrate și judecate cu atenție în context, dar e nevoie de toate dacă vrem să ne menținem în viață și sănătoși. O să vezi cum, odată ce ai așezat în vârful ierarhiei tale valorice principiul să faci lumea mai bună, acțiunile tale care ascultă de obligațiile morale îți vor oferi un sens tot mai profund. Dar asta nu înseamnă că vei fi în extaz și nici că vei fi de fiecare dată fericit. A avea un sens în viață este mai bine decât să posezi ceva ce îți dorești pentru simplul motiv că s-ar putea să nici nu știi ce îți dorești sau să-ți dorești lucruri de care nu ai de fapt nevoie. Tu nu poți să creezi sensul printr-un simplu act de voință. Când viața capătă un sens, înseamnă că tu ești la locul potrivit, în momentul potrivit, într-un echilibru ideal dintre ordine și haos, când totul se ordonează în cel mai bun tipar din acea clipă. Sensul este acel ceva pe care cuvintele nu-l pot cuprinde, este cam același lucru pe care îl poate face oda bucuriei a lui Beethoven. Sper că ți-a plăcut acest video inspirat din cartea 12 reguli de viață de la Jordan Peterson. Și dacă vrei să vezi mai mult conținut, o să pun mai mult conținut pe Patreon, dar o să mut, cred, conținutul ăsta despre mine personal, o să-l mut acolo sau oricum o să fie și acolo ceva mai mult decât ce o să vezi pe YouTube. Deci dacă vrei să afli mai multe despre ce-am mai făcut în ultimul timp sau, sau niște gânduri personale, te aștept pe Patreon. Mersi, fain. Gânduri bune să ai.